Bursa Mărțișorului a scos sute de dâmbovițeni din case vineri 6 martie în speranța că își vor găsi un loc de muncă din cele peste 500 de locuri vacante puse la bătaie. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, în parteneriat cu Consiliul Județean, organizează astăzi Bursa Mărțișorului. Evenimentul s-a organizat la cererea Consiliului Județean. Împreună am contactat 673 de agenții economici, atât din județul Dâmbovița, cât și din județele limitrofe. Au confirmat participarea la momentul acesta 60 de agenții economici, care vin cu o ofertă de 600 de locuri de muncă vacante. Ele se adresează atât persoanelor cu studii medii, cât și persoanelor cu studii superioare. Angajatorii au venit cu o ofertă destul de variată, iar experiența nu a fost o cerință obligatorie. Avem pentru agent asigurare 10 locuri de muncă și consilier vânzări 10 locuri de muncă. Și care sunt cerințele? Cerințele să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, cazier curat și dacă sunt studii superioare, e un lucru mult mai bun. Experiența? Experiența o învață în timp. 5, 3 pentru conducător auto, categoria D, și 2 pentru dispecer. În primul rând, pentru dispecer trebuie să învețe traseele, să știe cursele, cum sunt organizate, numerele de telefon, să poată lua legătura cât se poate de repede, iar pentru conducătorul auto se cere experiență, este necesară și este un plus pentru persoana în cauză. Da. Unele persoane au avut norocul să găsească locuri de muncă pentru domeniile de activitate în care sunt calificate, altele însă au fost mai puțin norocoase. Ați reușit să vă lăsați? Da, am lăsat. Care vă interesează? Nu am găsit ceva, dar am lăsat CV-ul. Ca să vedem, eu caut cam de mult un loc de muncă, deși am studii superioare și nu găsești. Da, la prima firmă care am găsit-o aici pentru domeniul care am studiat, pe industria alimentară, am terminat. Da, bine, în panificație nu aș avea pentru ce sunt înși aici, doar un curs, am predat un curs de patiser înainte și dar sunt dispusă să învăț. Este unul de lăcătuși, dar văd că nu a venit. Aveți experiență? Da. În domeniu? Da, am 23 de ani vechime. Și vă este greu acum să vă găsiți un loc de muncă? Este foarte greu. Și vârsta? Ce vârstă aveți? 53. Da. Și ați găsit ceva aici? Momentan nu, pentru domeniul care am terminat eu, inginer în protecția mediului, mai puțin. Pentru cei care au trecut de 45 de ani, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița oferă subvenții angajatorilor. Astfel, angajarea acestor persoane nu ar trebui să fie o problemă. 57, 58, dar aveți locuri și pentru noi? Locurile sunt pentru persoanele din toate categoriile de vârstă. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița are subvenții pentru angajatorii care angajează persoane peste 45 de ani sau chiar persoane care mai au cel mult 5 ani până la pensie. Deci este o motivare în plus pentru angajatori să încadreze persoane din aceste categorii. În cadrul Bursei Mărțișorului au fost prezentate și cursurile de calificare pentru cei care doresc să opteze pentru diverse meserii. De asemenea, este prezent un stand al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, unde avem prezentate cursurile de calificare pe care le organizăm gratuit pentru orice persoană care nu are loc de muncă și este înregistrată în baza noastră de date. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița este parteneră în 8 proiecte cu finanțare europeană. În cadrul acestor proiecte organizăm cursuri de calificare care au subvenție după finalizarea cursului. Cursurile de calificare oferă o șansă în plus persoanelor care reușesc să termine aceste cursuri, deoarece creează oportunitatea unei mai bune angajări și mai ușoare, având o nouă calificare, dobândirea de noi competențe și aptitudini în meseria respectivă. Ce cursuri aveți?
Cursuri de agent de curățenie, clădiri și mijloace de transport și cursuri de agent dezinfecție, dezinsecție și deratizare. Aproximativ 2 luni jumate, 3 cu tot cu examen și cu acordarea de diplome. Sunt în Târgoviște. Mai avem o grupă în Moreni, intenționăm să mai deschidem și la Pucioasa. În principiu aici racolăm pentru Târgoviște, cam majoritatea sunt din Târgoviște. Să fie persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, chiar și înregistrați și neînregistrați. Nu neapărat. Dâmbovițenii au avut pus la dispoziție și un stand cu locuri de muncă vacante din spațiul economic european. O altă bursă a locurilor de muncă va avea loc pe data de 25 aprilie. Bursa Mărțișorului a fost organizată de Consiliul Județean Dâmbovița în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.